În ziua de 25 martie 2021, ofițerii Serviciului de Patrulare Cimișlia Basarabeasca, Departamentului de Patrulare Sud, au continuat să verifice mijloacele de transport de pasageri și taxi privind respectarea restricțiilor anti-COVID. Ofițerul superior al Serviciului de Patrulare Cimișlia Basarabeasca, al Departamentului de Patrulare Sud, Victor Plugaru. Astăzi activăm confort de dezlocație împreună cu ANTA, verificând transportul public. Până la moment au fost verificate un număr de aproximativ 14 mijloace de transport de persoane pe rută regulată, unde până la moment careva încălcări nu au fost depistate, că pasagerii respectă restricțiile anti-COVID. Inspectorii atrag atenția dacă pasagerii dispun de măști de protecție, iar mijlocul de transport este dotat cu dezinfectant pentru pasagerii care urcă în microbus. Скажите, вот насчет маски. Откуда знаете, что надо ее носить и на улице, и в машине? Где вы слышали? Если... И по радио, и по телевизору, и везде. Везде, да? И медицина вся говорит. И много случаев слышно, и поэтому это. Сейчас просто это необходимо соблюдать, да? Да, да, конечно. Другого варианта нет, надо соблюдать. Хотим мы не хотим, надо. Закон и закон, надо. Verificările au demonstrat că pasagerii respectă regulile anti-COVID. Sunt care nu cred că este... Nu lucrează în mesul strat. Da, cazvăți să eu, nu e pravda, nu e așa... Trebuie de respectat, altfel nu ieșim din strat. Comisia de Sănătate Publică Raională Cimișlia a făcut apel către cetățeni să respecte restricțiile anti-COVID. În Spitalul Raional Cimișlia, potrivit Marianei Florea, șefa Spitalului Raional, sunt plasați 62 de pacienți COVID, dintre care jumătate, 34, sunt în stare gravă și foarte gravă. Este și un caz de deces. Situația privind îmbolnăvirile cu COVID în Raionul Cimișlia rămâne tensionată. Nu